vitezomanul Gică și-a luat mașină mică, roșie ca focul, dar n-are pe unde să bage prea multă viteză pe la noi prin România. Jojo, bajola, baba! Salutare tuturor! Steve sunt alături de voi. Astăzi la Viața Bate Filmul vreau să vorbim despre autostrăzi, despre cum e să mergi cu viteză mică prin toată România, despre cum durează atât de mult să ajungi din Suceava în București. Chiar dacă avem pe aici, pe acolo, mai multe benzi, nu putem spune că nu avem, dar nu avem peste tot și trebuie totuși să realizăm că nu ajungem atât de repede. Cam cât de repede am reușit să ajungem de la Suceava la București dacă am avea autostradă? De ce nu avem autostradă? De ce nu avem autostrăzi în multe locuri din România? De ce avem atât de puține autostrăzi? De ce în alte țări, care, sincer, aparent sunt mai puțin evoluate decât România, există mai multe autostrăzi? Avem răspunsuri la lucrurile acestea? Putem sau nu să facem ceva? Sau pur și simplu urmărim un film care trece și se schimbă cadru după cadru în fața noastră? Haideți să aflăm! Nu avem autostrăzi pentru că toți hoții fac combinații cu primăriile și fiecare își trage pentru el. Hey, după mine nu sunt fonduri suficiente posibil, o variantă. În cauza banilor, asta, cum să vă explic, coordonizare. Păi, după cum am înțeles, în 2017 s-au făcut doar 10 km de autostradă, nu? Undeva în jurul. Păi, chiar nu știu unde ar fi problema și nu știu. Păi nu știu, că de asta am fost și la protest. Okay. Exact. Și am participat la acel protest. Păi nu pot să facă nimic, deoarece eu ieși la protest 100.000 de oameni și nu s-a întâmplat nimic. N-am idei. Nu știu să răspund întrebarea asta. Okay. Ce să fac cu oamenii simpli? Să aștepte. Să aștepte și doar alții schimbă varianta asta. După părerea mea, nu putem face mai nimic. Sigur? Până nu ieșim înapoi în stradă, cum a fost odată, acum la Revoluția în urmă. Pentru că cei care au putere deja sunt ca icalanți, sunt unul de altul și nu scăpăm niciodată de criza asta. Să lucreze cu mai mult devotament, nu? Cu mai mult devotament și cu mai multă străduință. Chiar am discutat cu un prieten chestia asta, m-a luat un pic prin surprindere, știți? Și până nu facem ca grecii, așa, nu îndemn la violență sau nu știu ce, dar până nu facem ca grecii să ieșim toți în stradă, să ne revoltăm, nu putem face nimic. Vă spun 100%, oricare poate și eu dacă aș candida, intrând în sistemul politic, aș face la fel. Cred, nu știu. Dar până nu iese lumea în stradă, până nu se hotărăște orice om să-și ceară drepturile, dar la modul, că modul bun nu are cum să fie aplicat cu astfel de politicieni. Pentru că toți, inclusiv toate regimurile care au fost înainte, toți au practicat același stil. Ne-au păcălit, am votat și cam atât. Sunt mai conștienți. Sunt mai conștienți ca noi. Deputații noștri nu sunt așa conștienți. Din cauza la fonduri, la fonduri de bani? Au, pentru că se respectă și înțeleg democrația, înțeleg lucrul, știu să muncească. Păi ele sunt mult mai bine dezvoltate economic decât România și în special țările de vest și țările centrale Europei, nu? Asta e o întrebare, nici nu știu ce să spun, ce fel de întrebare, de ce stau? Pentru că sunt mai bine organizați, mai bine... Și politicienii nu luptă doar numai pentru ei, pentru buzunarul lor. Luptă și pentru oameni, să le fie oamenilor bine și automat, dacă le au oameni bine, să le fie și lor bine. A noștri n-au nicio treabă cu așa ce. Niciodată. De ce? Nu se pot transforma. Pentru că nu se pot. Spațiu e prea mic. Nu. Nu cred. Pentru că sunt înguste și... da. Nu sunt bine suficiente pentru autostrăzi. Mai greu. Păi, ca să se facă autostrăzi, în primul rând trebuie să fie un loc pentru să se facă autostrăzi și înțeleg că din cauza mai multor locuințe care aparțin unor persoane fizice, nu se pot construi autostrăzi, nu? Trebuie să aparțină de stat. Și cred că prima piedică pentru a se construi autostrăzi în România, pe lângă că sunt
prea multe la nivel de parlament și la prea multe... Știți la ce mă refer. Cred că prima piedică sunt proprietățile care nu aparțin statului. Nu, părerea mea nu merită, din ce experiență am eu. Da, eu zic că nu. Poate niște drumuri mai bune, da, dar eu zic că nu merită. Nu văd logica. De ce? Păi ne ferim de sate, autostrăzile astea ar însemna să deviem traficul de prin sate, evităm accidente și multe alte chestii. Gândirea asta de comunism și toți hoții care sunt acum în Parlament. Politicienii din piedică. E o mâncărime politică, să zic așa, și ei nu fac nimic ca politicienii. Ei ne împiedică, că de altfel s-ar putea face multe. După varianta mea. Nu știu, poate corupție. Corupția mică, corupția mare? Ce, unde mergem numai corupția. Ce ne împiedică? Cred că, primul rând, ca civilizație trebuie să fim mai educați, nu? Mentalitatea. Și să nu mai spunem, lasă fac altul, eu nu ies în stradă, nu ies la meeting-ul respectiv, nu ies la protestul respectiv, lasă iese alt, dar de ce să ies eu? Nu, până nu o să fim o unitate și uniți, chiar nu văd. Atât oamenii pot să facă. Astăzi vorbim despre lucruri SF. Putem să le spunem oarecum lucruri SF, pentru că noi la capitolul acesta autostrăzi stăm extraordinar de slab. Realizăm lucrul acesta, cred că toată lumea conștientizează lucrul acesta. De ce nu ne punem la punct, să zicem, în această direcție? Vorbim, dar nu concluzionăm. Foarte bune răspunsuri am primit, cred că de la toți interlocutorii de astăzi. Mai departe, nu știu ce să spun, adică n-aș putea trage o concluzie neapărat în această direcție. Poate că suntem la această confluență între Est și Vest, poate mai are rost să spunem asta în continuare, mai are rost să scoatem în evidență lucrurile negative sau ar trebui totuși să ne concentrăm pe ce avem noi mai bun și să facem ceva în această direcție. Mai avem sau nu șanse reale, fără să intervină altcineva din afara țării noastre, să ne ridicăm din poziția în care suntem? Rămâne de văzut. Din păcate, de multe ori am ajuns să spun lucrul acesta. Dacă aveți idei, vă așteptăm pe vbf.ro, pe Facebook, Viața Bate Filmul, un like, un share, ne prinde extraordinar de bine, și pe canalul nostru de YouTube. Pentru Viața Bate Filmul, Steve. Pentru că cei care au putere deja, sunt ca icalanți, sunt unul de altul și nu scăpăm niciodată de... Ai grijă de copilul tău și el va avea grijă de tine. După vorba aceasta, ne ghidăm noi, cei de la Simply Kids. Asigurăm preluarea copiilor de la școală, masă de prânz în sistem, catering. Temele se fac sub îndrumarea unui cadru didactic. Limba engleză. Pentru înscrieri, telefon 0744-238-836. Ne găsiți în Suceava, pe Bulevardul Prefect Gavril Tudoraș, 13A, lângă Școala Generală numărul 9, Ion Creangă. Pentru înscrieri, sunați la 0744-238-836 sau accesați simplykids.ro. Zâmbet, dragoste, fericire, amintiri. Emoția va fi surprinsă așa cum este ea, în fotografiile și filmările noastre. Dacă ai un eveniment, intră chiar acum pe nuntisuceava.com și fă cea mai bună alegere.